din Matei, capitolul 17, de la 1 la 21. Matei 17, de la 1 la 21. Și vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. După șase zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: Doamne, este bine să fim aici, dacă vrei am să fac aici trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețe la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Pe când se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare, să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebarea următoare, oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Trebuie răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un, 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 om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și a zis, Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la o tăi și n-au putut să-l vindece. O din necredincios și pornit la rău, a răspuns Isus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Isus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Isus și i-au zis deoparte, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținii voastre credințe, le-a zis Isus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu este afară decât cu rugăciune și cu post. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mesajul din dimineața aceasta este foarte simplu, pentru că și textul nu complicat absolut deloc și uh, sună în felul următor. Viața de pe pământ pe care o avem se poate trăi pe munte, care înseamnă părtășia și prezența lui Dumnezeu, și în vale, care înseamnă societate, lucrurile lumii, boli, probleme, lupte spirituale și tot ceea ce știm că înseamnă societatea de astăzi. Și un credincios este chemat să trăiască și pe munte, și în vale. Doar că e foarte important să înțelegem realitățile acestea într-un mod corect, deși cel care educăm, le înțelege din prima, nu cred că e nevoie de explicații, doar trebuie trăite și e nevoie de putere să trăim ceea ce știm. Bineînțeles că este o mare diferență dintre ce s-a întâmplat sau se întâmplă pe munte. Și asta este două, două, idei am. Că care e diferența între munte și vale? Și ce are de învățat fiecare? Cel care este duhovnicesc și cel care este firesc. Ce are de învățat fiecare? Dar mai întâi aș vrea să ne uităm un pic la care e diferența dintre munte și vale. Și vorbim aici despre omul care este duhovnicesc și știe ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc, este cel care citește Biblia. Este cel care se roagă și își face timp pentru asta, dar nu are doar un obicei în viața, din punctul acesta de vedere, ci este un om care aude glasul Duhului Sfânt. Este omul care are relație personală cu Dumnezeu vie, reală. Omul firesc este omul care știe ce se întâmplă în vale foarte bine. Știe toate problemele, știe tot, tot ce se învârte, știe diverse opțiuni pe care le are, știe de ce spun oamenii și este foarte angrenat în ce se întâmplă în vale, în ce se întâmplă în lumea aceasta. Omul firesc nu știe cum e pe munte. Realitatea asta a muntelui este străină de el. Pentru că el a trăit, s-a născut în vale și a trăit în vale și a continuat să trăiască în vale și știe tot ce se întâmplă în vale. Ăsta, omul firesc, nu-l poate înțelege pe omul duhovnicesc. Pentru că nu a trăit și a trăie, ce trăiește omul duhovnicesc. Când doi oameni duhovnicesc se întâlnesc pe stradă, când întreabă unul ce mai faci, el trece direct celălalt la lucrurile duhovnicești. Și vorbește de Domnul, și vorbește de cercetări, și vorbește de frământări spirituale, și vorbește așa mai departe. Bun. Când doi oameni duhovnice se întâlnesc, instant pe stradă se deja ei au părtășie. Ei vorbesc despre Domnul și deja simt prezența lui Dumnezeu între ei doi. Când doi oameni duhovnice se întâlnesc, numai nu și-ar termina poveștile. Din punctul acesta de vedere că numai nu și-ar termina poveștile, se întâmplă și la cei doi oameni firești. Când doi oameni firești se întâlnesc, ei discută foarte mult de ce în vale. Și discută despre cum să te descurci, și discută despre opțiuni, și discută despre un lucru material sau despre alt lucru material. Și numai nu-și termină poveștile despre variante, despre cum să-ți câștigi banii și cum să te descurci mai bine și așa mai departe doi oameni firești se întâlnesc, se, se plac unul pe celălalt. De ce? Pentru că seamănă unul cu celălalt. Ce se întâmplă când se întâlnește un om duhovnicesc cu unul firesc? E simplu. E un chin pentru amândoi. Pentru omul duhovnicesc este un chin să audă lucrurile pământului. Lucrurile din vale pentru că sunt obositoare. În schimb, este un chin și pentru omul firesc. Pentru că dacă ăsta duhovnicesc încearcă să-l tragă în duhovnicești, el care este firesc se simte disconfortabil. Pentru că îl trage într-o dimensiune care nu o cunoaște. Este străin de ea și este disconfortabil ca atunci când te duci, musafir, într-o biserică nouă. Și nu știi cum sunt obiceiurile. Mi s-au întâmplat diverse situații să se pună într-o tot jos și o să rămân în picioare. Pentru că n-am știut cum se întâmplă lucrurile. Și când te duci într-un mediu nou, este disconfortabil, pentru că nu știi cum e acolo. Și atunci, când omul firesc este tras în lucrurile duhovnicești, nu știe nici Biblie, nu el nici nu se roagă, nu umblă cu Dumnezeu și atunci se simte disconfortabil. Ce se întâmplă în lucrurile duhovnicești? Ce se întâmplă pe munte? Sunt și detalii care nu se găsesc aici în Matei 7, nici măcar în Marcu 9, dar se găsesc în Luca 9. Pentru că schimbarea la față se găsesc în Matei, Marcu și Luca. În Evanghelia după Luca spune cuvântul lui Dumnezeu că Isus Hristos se ruga. Poate aveți impresia că toate s-au întâmplat instant. Nu. Isus Hristos s-a rugat acolo și zice Scriptura că pe când se ruga, Luca 9 cu 29, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Pe munte omul se roagă, adică vorbesc de părtășia cu Dumnezeu acum, când, de fiecare dată când zic pe munte, să înțelegeți, să mă refer la părtășia cu Domnul care trebuie să o ai și trebuie să o am și eu. Pe munte mă rog, pe munte postesc pe munte aud glasul lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă pe munte este extrem de important. Și accentul pe care voi pune legat de părtășia cu Dumnezeu este că pe munte se înțelege chemarea pe care ți-o face Dumnezeu. Uite, vreau să vă dau un exemplu. Dumnezeu a spus în diverse circunstanțe cu voce tare, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. A spus-o la botezul lui Iisus Hristos, a spus-o în Ioan 12, când înainte de răstignire și oamenii au auzit, a spus-o pe munte. De ce chemarea lui Dumnezeu se aude cel mai bine atunci când ai părtășie cu Dumnezeu? De ce vocea Duhului Sfânt se aude cel mai bine doar atunci? Pentru că dacă te uiți în vale, acolo e gălăgie acolo sunt oameni, acolo sunt boli și într-un mod special acolo sunt demoni. Sunt tot felul de frământări și tot felul de gălăgii și tot felul de probleme și tot felul de îngrijorări și tot felul de lucruri. Eu nu zic că dacă te duci pe stradă și te rogi, nu poți să auzi glasul Duhului Sfânt. Nu zic că nu. Dar glasul Duhului Sfânt se aude cu adevărat când e singur cu Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să-ți faci timp. Uite, vă spun un lucru care eu îl fac atunci când mă duc în vizită la cineva. Dacă i-a prins televizorul, rog politicos să stingă televizorul. Eu vă spun sincer, eu nu pot să discut cu cineva dacă merge televizorul, mai ales dacă sunt desene animate. Deci pur și simplu vine să mă uit într-un acolo. Nu pot să mă uit, nu pot să ascult, nu pot să fiu atent. Mai mult decât atât, nu pot să aud glasul Duhului Sfânt când cineva îmi povestește viața lui dacă merge televizorul părtășie cu Dumnezeu, și asta e și noțiune de post, dar nu vorbesc despre post astăzi, înseamnă să-L lași pe toate și să te duci în spațiul în care este liniște. n -auzi pe nimeni, nu vezi pe nimeni, ești doar tu cu Dumnezeu. Dar bineînțeles că asta înseamnă să-ți faci timp. Uite, un detaliu care pare nesemnificativ din Scriptură este următorul. Iisus Hristos a luat pe Petru, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pe Iacov și Ioan, și s-a dus, zice, pe un munte înalt. Ca să te duci pe un munte înalt, trebuie să-ți faci timp. Muntele trebuie urcat și muntele trebuie coborât. Și spațiul părtășii cu Dumnezeu înseamnă timp. Dar cei care sunt duhovnicești știu deja lucrul acesta. Nu se poate trăi viața aceasta fără acest timp pus deoparte cu Dumnezeu, nu pentru Dumnezeu, ca și cum fac ceva pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu. O problemă pe care o au oamenii duhovnicești, este o frustrare pe care numai un om duhovnicește o poate un om duhovnicește o poate înțelege. Și vă citesc frustrarea. Până când voi fi cu voi? Până când, zice Iisus Hristos, vă voi suferi? La ce se referă aici? Iisus Hristos nu iubea pe oameni. Iisus Hristos avea așa o repulsie de oameni, așa, avea o greață, așa, cum să... Băi, ce cu bă, m-a săturat de voi. A, 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 asta e ceea ce trăia Iisus Hristos? Nu. Iisus Hristos se iubea pe oameni. Iisus Hristos a venit, spune Matei 18, clar, pentru cei păcătoși să caute, să mântuiască. Iisus Hristos pentru asta a venit. Și atunci, cum se justifică o astfel de propoziție? O problemă pe care o au oamenii duhovnicești este ca rămâne doar în sfera duhovnicească a părtășiei cu Dumnezeu și n-ar face nimic. În 2 Corinteni, capitolul 5, Apostol Pavel vorbește despre trupul acesta care este ca un cort, și el zice, cortul ăsta, așa cum îl vezi, se va desface și vei moșteni viața veșnică. Dar acolo când vorbește despre condiția umană, vorbește și vorbe, vorbește în niște verbe, și unul dintre ele este așa, gemem în trupul acesta. Și în altă parte zice Apostolul Pavel, de-abia aștept să mă duc în cer. Omul duhovnicesc atât de mult iubește prezența lui Dumnezeu, încât își dorește cu toată ființa să se ducă cu totul în prezența lui Dumnezeu. Și când dă de lucrurile pământești, este un oftat, este un geamăt, este o frustrare, o nerăbdare, o, o durere, când, până când, până când toate lucrurile astea, că de-abia aștept să scap de ele, să mă duc în împărția lui Dumnezeu. Ce face Domnul Iisus Hristos este reacția naturală a omului Dumnezeu. Reacția naturală a omului care vine din prezența lui Dumnezeu și din nou trebuie să guste sau să miroase gunoaiele acestei lumi. Este o reacție pur și simplu naturală. Așa e pe munte. Omul firesc e omul care nu numai că nu știe cum e pe munte, nu știe ce frumos e cu Domnul. Dar atât de obișnuit e cu lumea asta și cu ceea ce se întâmplă în vale, încât, realmente, e atât de adaptat la gălăgie, la frământări, la probleme. E și ce ironic? E trist în același timp. Omul din vale, omul firesc, el crede că îl înțelege pe toate. Pentru că s-a născut în vale, a trăit în vale, e tot ce știe și din punctul lui de vedere, lucrurile aceste de pe pământ sunt cu adevărat importante. Pentru că e cea mai mare valoare pe care l-a cunoscut-o pe pământul ăsta. Și vreau să vă dau câteva exemple. Unul Biblie și unul din, și altele din lumea noastră. Domnul Iisus Hristos în Matei, aici, 16, chiar înainte de textul nostru cu 17, deci cu șase zile înainte, a spus, uite, eu voi muri. Și voi pătrimi mult din partea bătrânilor și a preoților și așa mai departe. Și reacția pe care o are Petru este următoarea, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și reacția Domnului Iisus Hristos este... Ziceți. Înapoi a mea satanul. Dacă iei situația asta și îl pui pe omul firesc să-ți o explice, știi ce o să zică? Petru n-a greșit cu nimic. Nu înțeleg reacția Domnului Iisus Hristos. Să spun și de ce. De exemplu, dacă vine cineva dintre noi și zice sunt foarte bolnav și o să mor. Spuneți-mi și mie, nu e o reacție umană, naturală, cu oameni întregi la minte, care vin și empatizează și care vin cu milă și zic, eu să te ferească Dumnezeu de așa ceva, să te păzească Dumnezeu, să nu mori. Nu e o reacție normală? Sau eu nu gândesc bine? Asta e o reacție normală, este umană, este omeniască. Petru n-a greșit cu nimic. Numai că Petru și cu Iisus Hristos veneau din două direcții diferite. Și de-asta Iisus Hristos zice, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Petru venea dintr-o direcție umană și Iisus Hristos venea dintr-o direcție duhovnicească. Și această situație, dar îți două abordări total diferite. Și Iisus Hristos când zice înapoi a mea satană, o spune din perspectivă duhovnicească. Omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Decât dacă Duhul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu îl schimbă. Omul firesc nu le poate înțelege. În schimb, omul duhovnicesc este pus în dificultatea de multe ori de a explica lucruri care nu se pot explica. Pentru că, din perspectivă duhovnicească, se văd diferit lucrurile. Foarte diferit. Și acum, la exemple mai simple. O mașină e valoroasă. o casă e valoroasă? Hai să trec în alt domeniu. Și e ce spun sunt multe, multe întâmplări și sperințe care aș putea spune. Ce spun oamenii e valoros? tema asta cu ce spun oamenii e încărcată de foarte multe întâmplări. Banii sunt valoroși. Sunt lucrurile cu care ne confruntăm pe care le avem. Omul duhovnicesc e foarte interesant, zice Pavel la un moment dat, poate să judece pe toți și nu poate să fie judecat de nimeni. De ce? Pentru că e mai, cel mai rugan dintre toți? Nu, ci pentru că e, e cel care înțelege cel mai bine de lucrurile dintre toți. Omul duhovnicesc. A doua întrebare care însă o să pun. Ce ar trebui să înveți omul duhovnicesc și ce ar trebui să înveți omul firesc? Un lucru pe care oamenii duhovnicești trebuie să-l învețe este că nu poți să rămâi pe munte. Și știu că cu toată frustrarea asta că lumea asta îți vine să termine odată, nu ai voie să rămâi doar pe munte. Perspectiva pe care o dă Biblia nu este cea de ascet, de călugăr. Nu te rog să iei din lume, eu am 17, ci să-i să, -i, să -i de cel rău. Dar dacă pun întrebarea ce e mai important, muntele sau valea? Dacă e cineva care zice că am în două, o să rog să, să, să mi le pună totuși într-o anumită ordine sau punem egal între ele. Convingerea pe care o am este că muntele este mai important ca valea și vă spun și de ce. Pentru că viața omului lui Dumnezeu sau a omului duhovnicesc este banală. Și vă spun de ce e banală. În momentul în care vorbește Dumnezeu legat de ce înseamnă sau ce trebuie să fie viața lui, din momentul respectiv, toate celelalte lucruri nu mai contează. De exemplu, ce s-a întâmplat pe munte acolo pentru Isus Hristos a avut o anumită conotație. Uite o întrebare de cultură biblică. Ce a vorbit Moise și Ilie cu Isus Hristos? Corect. Matei și Marcu nu vă menționează lucrul ăsta, dar Luca menționează lucrul acesta. Și vă citesc Luca 9 cu 30-31. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. În cu Dumnezeu, dincolo de zidirea sufletească, Dumnezeu este Cel care dă direcție, dă sens. Bun, asta era despre Isus Hristos, dar ucenicii ce chemare au primit? Păi și ei au primit o chemare acolo. Pentru că s-a arătat un nor și din nor s-a auzit un glas. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. De ce acesta era sensul vieții lor. Și ucenicii au priceput asta. Și uitați-vă cât, cât de liniară este viața unui om care vrea să facă voia lui Dumnezeu. În momentul în care li, li s-a spus de El să ascultați, atunci e simplu. S-au ținut de Iisus Hristos. Că Isus Hristos a, a murit și ce s-a întâmplat? Și-au pierdut chemarea. Pentru că chemarea lor era legată de Isus Hristos și nu mai știu ce să facă. Și atunci Isus Hristos revine, zice pace vouă și le spune așa, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Din nou a apărut chemarea. Și dată cu chemarea, avem istoria foarte simplă. Petru, Ioan, toți, martiri, oameni care au trăit până la moarte exact de ceea ce li s-a spus de partea lui Dumnezeu. Asta este viața banală a unui om al lui Dumnezeu. de glasul, de chemarea și se ține de ea. Ascultați o propoziție cum sună. E foarte... Puteți să o cântăriți cum vreți de mult. Nu știi să trăiești în vale dacă nu ți-ai zis chemarea pe munte. Și spun și de ce. Pentru că în vale sunt foarte multe păreri. În vale oamenii își dau fiecare punctul lui de vedere și dacă vorbești cu doi oameni o să ai două păreri diferite. Dacă vorbești cu zece oameni o să ai zece păreri diferite. Și în vale sunt probleme, și în vale este satana, și lupte spirituale, și ispite, și încercări, și așa mai departe, care produc haos, exact așa cum produc toate religiile care sunt în lumea aceasta. Mult haos, nu mai știe lume, omul ce să creadă, nu mai știe. Și pe bună dreptate, nu are de unde să știe. Și de asta e foarte important să existe muntele, în care omul să audă clar glasul lui Dumnezeu. Și în momentul în care aude glasul lui Dumnezeu, să se țină de glasul lui Dumnezeu și de ceea ce îi spune Dumnezeu personal. Pentru că în vale e foarte mult haos. Și de asta ordinea este muntele și după aceea valea. Revin. O problemă pe care o au oameni duhovnicești este că ar sta toată ziua în rugăciune, în post, în conferințe, în părtășii și Dumnezeu zice nu, Există o lucrare, o misiune pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să o facă. Care e aia? Să se ducă în vale și să le spună la oameni cum e pe munte. Cum e împărtășia cu Dumnezeu și că există Dumnezeu. Că ăștia nu știu. Ei cred că îi știu, dar ei nu știu de fapt. Asta este rolul celor care iubesc părtășia cu Dumnezeu. Uite, închei partea asta cu oamenii lui Dumnezeu cu o întrebare. Când a fost ultima dată când ai avut părtășie cu Dumnezeu atât de frumoasă încât n-ai mai vrut să pleci de acolo? Acum vreau să trec un pic la cei care sunt în vale. Cel mai trist lucru este un om născut în lumea asta, crescut în lumea asta, care moare în lumea asta. Și nu cunosc niciodată ce înseamnă glasul lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Și ce sfat am pentru toți cei care sunt în vale, sau sunteți în vale, este să te oprești. Să te pocăiești cu adevărat Cei din vale au impresia că munca e pe primul loc. Și trebuie să muncești de dimineața până seara. Și să tragi tare și să faci și să construiești pentru că nu-i de stat, e de muncit, e de făcut. Și sfatul este oprește-te. Și vă dau câteva argumente. O descurajare pe care aș folosi o este cea pe care o ne -o dă înțeleptul Solomon și zice înțeleptul Solomon, cine știe cel care va veni după mine dacă va fi înțelept? Nu, pentru cine muncești? Ă, cel care vine după tine, oare va fi înțelept? Să prețuiască tot ce ai muncit tu. Pentru că eu, din câte știu și știm toți, plecăm cu mâinile goale. Ar fi bine, poate, să, înainte să-ți deschizi mâinile, să te duci dincolo, în veșnicie, să semnezi, să-l ajuți pe cineva cu ceva. Dar noi ducem cu mâinile goale și lăsăm absolut totul în urma noastră. O altă întrebare la care probabil nu v-ați gândit. Uh, Dumnezeu când l-a creat pe Adam, în a câta zi l-a creat? În a câta? În a șasea. Prima lui zi plină a fost o zi de lucru sau o zi de odihnă? Nu de lucru. Pentru că după a șasea zi a urmat a șaptea zi și Dumnezeu în a șaptea zi s-a odihnit. Prima lui zi plină, frașii și surori, a fost ziua de părtășie cu Dumnezeu. Este un verset care spune opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Avem san cu paranteze după ele, după anumite versete în care spune oprire. Și ce înseamnă oprire? Oprire înseamnă oprire. Adică nu mai citi următorul verset, stai un pic și meditează la ce a fost, faci o pauză și după aceea te duci mai departe. Oamenii lui Dumnezeu știu lucrul acesta. Știu că e important să faci și de făcut, dar știu ce înseamnă să te oprești. Să pui un timp deoparte cu Dumnezeu în fiecare zi. Să auzi glasul Lui Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu să fie scopul zilei. Să fie scopul săptămânii. Să fie scopul vieții. Nu am fost creați pe pământul acesta să muncim ca niște nebuni și să ne terminăm viața ca niște nebuni. Am fost lăsați de Dumnezeu cu un scop, cu un sens. De aceea, pentru cei care sunt în vale și munceți ca nebunii, vă rog tare mult, opriți-vă. Pentru că se duce viața și nu rămâne nimic din ea. Ascultați vocea Lui Dumnezeu, glasul Lui Dumnezeu. Pentru că El vorbește pentru toți cei care vor să-L asculte, să-L audă. Vedeți, lecția simplă este munte și este vale. Pentru cei care iubesc muntele, nu rămâneți doar pe munte. Îndepliniți-vă misiunea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Dar cei care sunteți în vale și de mult timp sunteți tot în vale și nu a fost altceva decât muncă și strădanie. Adică goană după vânt. Este timpul de întoarcere la Dumnezeu. Astăzi, acum. Este timpul, este momentul pentru pocăință. Doamne, iartă-mă. Am trăit atât de firesc. Te rog să mă ierți, te rog să mă curățești. Asta este mesajul. Asta chemarea este la lucru sau la pocăință. Una din două o la Eu nu știu unde ești acum. Nu știu când ai fost ultimată pe munte. Când ai avut ultimată părtășie cu Dumnezeu. Tu știi. Dar ordinea asta este. Munte și vale. Și când simți că deja ești poluat destul, din nou pe munte, continuăm după ce în vale până când Dumnezeu va spune de pe vârful muntelui, gata cu valea. Hai. Și punctul ăla va fi cer. Va fi doar munte. Ce frumos va fi atunci. Dar până atunci, să fim ca Domnul Isus, Să facem ce ne spune Tatăl în locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Pas cu pas. Și Domnul să ne trăiască pe toți în sensul acesta. Amin. Nu ne-am rugat suficient la ora de rugăciune, așa că, frați, surori, toți cei care vreți să vă rugați, ne ridicăm în picioare și...